din punctul meu de vedere, sunt așa uimită de ce se întâmplă, pentru că școala, așa cum ai elevi în ziua de astăzi, va fi viitorul țării mâine. Acum, fiecare dintre noi, dacă nu avem copii, avem, nu știu, nepoți, avem rude, avem în familie tineri, copii și tineri care ne duc mai departe viitorul țării. Unde o să ajungem? Unde o să ajungem, părinte? Nu pot să... Nu pot să-mi exprim eu părerea unde o să ajungem. Oricum am ajuns destul de jos. Sunt un atent observator prin prisma persoanelor care vin și ne solicită ajutorul în izvorul tămăduirii, a persoanelor dependente de alcool, droguri și alte comportamente și substanțe. Și de 10 ani, de când ne ocupăm în lucrarea aceasta cu folos în ajutorarea semenilor noștri, observ că de la an la an, condiția de educație, condiția de cultură scade pe zi ce trece. Am un puls a zonelor geografice din țara noastră și putem corela printr-o simplă analiză pe care o facem lunar în biroul nostru, și știți unde că ați fost, în centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii, și putem corela foarte bine numărul de dependenți de alcool sau de droguri sau de țigări sau de alte comportamente, medicamente eventual, de nivelul de educație. Cu cât un popor, cu cât o categorie, cu cât o regiune este slab dezvoltată, mai puțin dezvoltată, mai puțin educată, cu atât numărul de persoane care sunt dependente sau care recurg la alte substanțe pentru a își ridica pentru un timp mic calitatea vieții este mai mare. Se tot face referire la nord-estul țării, la sud-estul țării, la partea de sud-vest a țării, că sunt foarte multe persoane și, da, în zonele slab dezvoltate, în zonele unde educația se face cu anevoie, și numărul persoanelor care recurg la alcool, la droguri, la alte comportamente compulsive, a persoanelor dependente, este mai mare.